Biserica Sfântul Mina din Constanța a fost de asemenea în sărbătoare. Sfânta Liturghie a fost oficiată miercurea aceasta de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ne-am adunat astăzi la Biserica Sfântul Mina din Constanța, o biserică din anii 90, nu prea veche, dar care a adunat în jurul său mulțime de credincioși. Și aceasta pentru că Sfântul Mina este cel căutat de mulțime de credincioși care au nevoie de sănătate, de lumina credinței, care au nevoie să-și descopere cele pierdute, pentru că Sfântul Mina este ajutător și ascultător tuturor creștinilor dreptmăritori care se închină lui Dumnezeu cu vrednicie. Credincioșii și preoții parohiei din Parcul Tăbăcăriei din Constanța sunt implicați în numeroase acțiuni filantropice și educaționale. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte este construirea unei case pentru copiii abandonați, pusă sub ocrotirea Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare și care va fi amplasată în localitatea Techirghiol. Ajutorul financiar în mare parte este de la Enoria și parohiei noastre. Și nu numai, am primit ajutoare mici, simbolice și din afara țării și din țară. Avem și câțiva sponsori, să spunem, mai puternici, dar sunt din veniturile bisericii. În această săptămână, copiii credincioșilor din parohie, alături de adulți, au plantat 50 de tei. Acțiunea care are în vedere protejarea mediului se va desfășura în continuare cât timp va mai permite vremea. Pentru implicarea deosebită în toate aceste activități, părintele paroh a fost hirotesit iconom stavrofor.